Absolvenții de învățământ din promoția 2024 sunt așteptați să se înregistreze în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava și la punctele de lucru din teritoriu ale instituției pentru a putea beneficia de servicii gratuite de informare, consiliere profesională, medierea muncii, formare profesională, precum și de alte măsuri de stimulare a ocupării. Data limită este 6 august 2024. După expirarea termenului de 60 de zile de la absolvire, în cazul în care s-au registrat ca persoane în căutarea unui loc de muncă, absolvenții se poată beneficia la cerere pentru o perioadă de jumătate de an de o indemnizație de șomaj de 330 lei pe lună. Potrivit prevederilor legii cu numărul 76 din 2002, privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire se înregistrează la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Suceava, și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, au parte de o primă de inserție de 1980 lei. Nu beneficiază de indemnizație de șomaj persoanele care, la data solicitării dreptului, refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor sau refuză, de asemenea, participarea la serviciile pentru stimularea ocupării și cele de formare profesională, se arată într-un comunicat de presa al agenției. Pentru înregistrarea absolvenților ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt necesare actul de identitate, diploma de absolvire sau adeverința cu data absolvirii, cât și un curriculum vitem. Prin absolvent al unei instituții de învățământ se înțelege persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii conform legislației în vigoare în una dintre instituțiile de învățământ, gimnazial, profesional, special, liceal, post-liceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legim.